la ora asta, Doamne? Pune-i bărbatul! Mai ai și altul? Aaa, și el! Unde să fie la ora asta? Nu-i acolo, l-am sunat. Știi ceva? Nu, nu știu ce s-a întâmplat. E, nimic, am primit o scrisoare de la tata. O scrisoare? La tata? Care tata? Cum care tata? Al meu, al meu și-al lui Gel. Și socru. Mai trăiește? Păi de ce să mai trăiască? Dumnezeu să o ierte, s-a prăpădit. Când n-ai vrut tu să vii la mormântare, că te durea măseaua. E, las! Nici nevastă ta nu a fost la mormântare. Bătrânul ne anunță că vine azi la prânz în București. Trebuie să mergi să leagă la roate. Știi ceva de genul? Ce mai să știu eu? Du-te, capă! Du-te la gare, iar pe bătrân! Mergeți acasă la oameni și te să mergi la gare. Ce să mergi să la gare? Roabă? Cu mașina! Care mașină? Mașina voastră! Nu știi că e la 1 decembrie o bag la Erna? De asta am venit și la voi, că de altfel... Mașina noastră e stricată! Are probleme la cutie de viteze! Ei, da! Ce vom avea? Voi țineți la curucuș și eu să-mi trec mașina pe altoarea de mult toate hârțoapele! Ia un taxi și mă duc pe lângă! Păi ia și vezi dacă răspunde ce. Mai sună! Alo? Gelu? Dragă, vină repede acasă! Hai și frate, nu vreau să spun o problemă urgentă! Nu! Nu, nu pot să vin! De-aia, pentru că eu sunt nervoasă! Iar eu când sunt nervoasă, eu nu pot să conduc, pa! Da, deci ești nervoasă, dragă! Aveam o treabă! Păi du-te, poți să rămâi și singură! Dărește pe gemă! Da... Dar trebuie de ce vine? Nu știu. Nu spune nimeni la scrisoare? Nu, spune că vine la prânz. Și că ne dorește mult să ne întâlnim atunci. Da, spune să-l așteptăm în gară? Nu! Atunci, de ce v-am plecat? Vine controlul singur! N-am mai fost de 10 ani la București, de la nunta mea. Dragă, nu te-ai nervat, tramvai, autobuze, peste taxele, sunt pline de țărani. Băi, când știi ce-i mereu de când am avut? Ce ați avut, v-au plus copiii de foame? Am dat
este adevărul. Plus procesul ăla care ne-a costat până și pielea de pe noi. Dar ce proces ăsta? O stupizienie. Soția mea scumpă. Te rog. Soția mea scumpă merge într-o zi la alimentar să cumpere niște smântână. După ce vânzătoare mi-o pune în borcan, mi-o bagă în dege și gust. Dragă, i-a zis ea vânzătoare. Smântâna, asta este dragă, nu cumpă. Poate să fie și albat. A zis vânzătoare. Nevastră, nu fi obrasă! Dragă, ești cu dumneata, nu cu bărbatul. De aici a început tămălău. Nevastră m-a urlat. Eu ca un prost. Dar s-o până acum pe vânătate. Responsabilul e obraz. Îi dau două palme și o șută în spate. Dar acum, porcare de mâncare în cap. Eu îi arunc o sticlă de ulei de soia. Vânzătoarele au început să arunce și cu ele cu ce nimereau. Într-o bumbă, ți-a ales praful din toată alimentarea. A fost ceva ca în filmele multe. Și tu erai plin de muștar? Da, de sus până jos. Dar a început procesul. N-avea nimeni pretenția pentru insultă și lovit. Deoarece au fost reciproci. Chestia era, cine plătește, dar. Eu am pus să plătim toți participanții la scandal. O cotă egală. Ei nu. Că eu singur jumătate și tot cealaltă jumătate. Procesul durează de un an. Avocați, timp pierdut, bani aruncați. Din cauza neobătrat cu smântână. Am ajuns la sapă de lemn. Băi, dragă, ce cald e aici! Hai să ne uităm în cuibă! Unde? În sufragerie! Hai, căldura asta doar! Băi, ce bine e aici! Băi, ce răbare e! Hai, tot o să deschidă un picior, să se regăsească. Du-te! Ce-i asta? Nu mai
Cei doi frați împreună cu Coca sunt agitați. Nu își pot da seama cum au creat o asemenea confuzie. Da! În sfârșit v-am găsit, copii! Tata! Unde-i bărbatul?